Conformitate cu prevederile articolelor 238-241 Codul Procedurii Civile, articolul 135 Cod Electoral, instanță de judecată Cotariște. Se respinge ca neîntemeiată contestație depusă de concurentul electoral, Partidul Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, împotriva Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Chișinău numărul 1, privind declararea nulității alegerilor pentru funcțiile primar general al Municipiului Chișinău, din turul 2 la alegeri locale generale, din 28 iunie 2015, în secție de votare circumscripție electorale de nivelul 2 municipal Chișinău numărul 1, dispunerea organizării alegerilor repetate în funcție de primar general al municipiului Chișinău, din turul 2 la alegeri locale generale, din 28 iunie 2015, în secție de votare circumscripție electorale de nivelul 2 municipal Chișinău numărul 1. Se confirmă rezultatele alegerilor pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău la alegeri locale generale din 28 iunie 2015. Se consideră ales în funcție de primar general al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chiotoacă. Se validează mandatul de primar general al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chiotoacă. Hotărârile sunt definitive și executorii din momentul pronunțării, însă poate fi atacate cu recurs la Curtea de la Chișinău în termen de 3 zile prin intermediul judecătorului centru municipiului Chișinău. Președintele ședinței, judecătorul Ilie Maxim.